Din sud-vestul Islandei, care a început ieri să erupă. Vulcanul a trimis lava incandescentă la peste 50 de metri în aer. S-a creat o fisură pe o lungime de aproape 4 km, prin care magma a ieșit la suprafață. Imaginile spectaculoase sunt deopotrivă înfricoșătoare. Este a cincea erupție din decembrie încoace și cea mai puternică de când un întreg sistem de vulcani conectați între ei a devenit activ în urmă cu 3 ani. Autoritățile au avertizat în privința riscului unei noi activități vulcanice după ce mai multe studii au arătat că magma s-a acumulat în subteran. Fenomenul a început la scurt timp după încheierea unei alte erupții care a durat 8 săptămâni tot în sud-vestul Islandei.